Pasajul, am rugămintea la dumneavoastră să plecați capetele și să închideți ochii. Toată lumea stă cu capul plecat și cu ochii închiși, pentru că vreau să pun o întrebare. V-am rugat mult ca de joia trecută până astăzi să citiți cartea Efeseni de la început până la sfârșit. Și îl rog frumos ca toți aceia care au citit să ridice o mână sus. Stați cu mâna sus câteva minute să încerc să apreciez. Cam 60%, cred că din cei care suntem prezenți, 67% a citit cartea Efeseni. Mulțumesc, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Este bine dacă suntem mai mult de jumătate. Glorie Domnului! Haideți să stăm ridicați. Efeseni, capitolul 1. Luați Biblia, deschideți-o la Efeseni, capitolul 1, și o să citim din nou prima parte, să ne readucem aminte, așa cum am spus, fac o mică recapitulare. Pavel, apostol al Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și credincioșii în Hristos Iisus, a și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întâlnirea Lui, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. În El avem răscumpărare, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, pe care le-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale, după planul pe care l-a cătuit în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea Celuia care face toate lucrurile după sfatul voii sale, ca să slujim de lauda slavei sale, noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit, și care este o arbună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavii Lui. Amin. Amin. Vă invit respectos să vă reașezați. Iubiții mei, frați, iubite surori, vreau să vă chem din nou să lăsăm așa superficialitatea. În lucrurile materiale, de multe ori suntem superficiali uneori și cred că are un, să zic așa, impact și asupra lucrurilor spirituale. Dar în lucrurile spirituale noi nu trebuie să fim superficiali. Ne place când venim la adunare să fim hrăniți cu lucruri care plac urechilor, care plac firii, care să fie așa un fel de prăjituri, un fel de bomboane, să ne atragă. Dar dacă rămânem la stadiul acesta de prăjituri, să ne hrănim doar cu prăjituri, nu ne vom dezvolta din punct de vedere duhovnicesc și nu vom putea deosebi bine care e voia lui Dumnezeu. Și cum spune în Vechiul Testament prin profeți, că vom împurca lucrurile și vom numi binele rău și răul bine. Și vom fi mânați de orice fel de învățătură. Noi trebuie să rămânem pe stâncă, trebuie să fim statornici în Iisus Hristos, să avem stabilitate. Și pentru aceasta trebuie mereu să ne adâncim în cuvântul lui Dumnezeu. De aceea v-am propus ca să studiem cartea Efeseni și haideți așa rapid să facem o recapitulare a celor 14 versete în care le-am dezbătut joia trecută. Am spus, în primul rând, câteva particularități a epistolei către Efeseni.
Epistola pe Efeseni se deosebește de celelalte epistole prin faptul că nu conține saluturi personale. Apostolul, Pavel avea mulți prieteni din cetatea Efes, dar în această epistolă el nu transmite saluturi personale cum face în cele mai multe epistole. Apoi, Apostolul Pavel, în această epistolă nu vorbește despre problemele din biserică. Întotdeauna Apostolul Pavel a scris o epistolă pentru că într-o anumită biserică a apărut o problemă. Și ca răspuns la problema care a apărut, Apostolul a luat punteiul, a luat hârtie și a scris o epistolă. De data aceasta, Apostolul nu scrie epistola către Efeseni pentru că în biserica din Efeseni a apărut o problemă. Au fost probleme, nu știm. Dar este clar din epistolă că Apostolul Pavel nu face niciun fel de referire la vreo problemă din biserica din Efes. Apoi, această epistolă nu conține foarte multe informații personale vis-a-vis de Apostolul Pavel. Conține câteva, dar referitor la, sau în comparație cu celelalte epistole, conține foarte puține informații personale. Autorul este Pavel, citim aici în primul verset, a scris fiind închis la Roma în anii 60-62 și în epistole el menționează că este în lanțuri, este închis, este în închisoare. Tot în această perioadă a scris Filipeni, Coloseni și Filimon. Destinatarii epistolei sunt sfinții, sfânt înseamnă pus deoparte, da? Cel care se retrage și este pus deoparte pentru cineva sau pentru ceva. Sfinții din Efes sunt puși deoparte pentru Dumnezeu și pentru lucrarea lui Dumnezeu. Destinatarii epistolei sunt și credincioși. Spune el aici către sfinții și credincioși. Biserica lui Iisus Hristos trebuie să rămână credincioasă în orice vreme, și la bine și la rău. Apoi spune că sunt în Hristos și, în ultimul rând, sunt în Efes. Destinatarii epistolei sunt sfinți, sunt credincioși și au o dublă cetățenie. Sunt în Hristos, sunt cetățeni ai cerului, dar în același timp sunt în Efes, așa spune versetul 1, și am raportat lui joia trecută, sunt în Târgu Jiu. Suntem cetățeni ai acestui pământ, al acestui oraș. Mesajul, după teologul John Stott, este noua societate a lui Dumnezeu. Așa s-a gândit John Stott să intituleze epistola Noua societate a lui Dumnezeu. Prima secțiune, viața nouă pe care ne-a dat-o Dumnezeu în Hristos. A doua secțiune, noua societate pe care a creat-o Dumnezeu în Hristos. A treia secțiune, noile standarde pe care le așteaptă Dumnezeu de la noua sa societate și acestea sunt unitate și curăție. Și ultima secțiune, noile relații pe care le-a adus Dumnezeu. Acestea sunt armonie, încălut și ostilitate în față de diavol. Într-o altă perspectivă, un alt teolog a împărțit cartea și a titulat-o Caracterul Bisericii în Hristos. Primele trei capitole, chemarea bisericii, ultimile trei, comportamentul bisericii. Am vorbit apoi despre următoarele versete în care se vorbește despre binecuvântările lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu pentru omenire, pentru creație, are binecuvântări. Și în versetul 3 se spune despre tot felul de binecuvântări. Aceste binecuvântări sunt doar în Hristos. Nimic fără Hristos. Numai în Hristos. În versetele 4-6 vedem despre binecuvântarea care se raportează la trecutul nostru. Dumnezeu ne-a ales înainte de temerea Lui. E o binecuvântare de care noi beneficiem și această binecuvântare Dumnezeu a revărsat-o peste noi înainte ca noi să existăm, dar nu numai noi să existăm, înainte ca creația lui Dumnezeu să existe. Este un concept
greu de pătruns, vorbind despre predestinare, Dumnezeu te-a predestinat ca să-L alegi pe El, și în același timp vorbim despre celălalt concept, liber arbitru. Noi trebuie să hotărâm dacă îl alegem pe Hristos sau nu. Aceste concepte se bat cap în cap, am vorbit puțin joia trecută, dar revenind, chiar dacă nu înțelegem noi și nu putem pătrunde tainele lui Dumnezeu, că mintea noastră e îngustă, e încadrată în timp și spațiu, dar trebuie să înțelegem că eu, dacă l-am ales pe Hristos, dacă eu m-am pocăit, dacă astăzi sunt în adunare, este faptul că Dumnezeu, înainte de a fi lumea, m-a ales pe mine. Slăviți să fie El. Amen. Apoi, există în următoarele versete binecuvântarea prezentă. În fierea Dumnezeu ne-a făcut copii ai lui Dumnezeu, și apoi binecuvântarea viitoare, unirea. La împlinirea vremii vom fi uniți împreună cu Hristos. Scopul poporului Dumnezeu, scopul cu care Dumnezeu binecuvintează poporului, biserica lui, este aceea că poporul lui Dumnezeu, biserica, este proprietatea lui Dumnezeu, depinde de voia lui Dumnezeu și trăiește pentru gloria lui Dumnezeu. Amin. Amin. Acum trecem la următoarele versete, de la 15 la 23. Înainte de a le citi, Mielisa cu Adina, laudă pe Dumnezeu, apoi vom citi cuvântul și avem timp suficient ca să dezbatem următoarele versete. Trebuie să fim concentrați, trebuie să punem mintea la contribuție, da? Să nu o lăsăm să lenevească. Cu cât o lenevim, cu atât se apropiază mușchii minții, da? Cu atât se apropiază și cu atât devenim mai neînțeleți. Că nu trebuie să fim neînțeleți. În tot, trebuie să fim oameni înțeleți. Amin. Pentru asta vă chem să nu fiți indiferenți, să nu ignorați, puneți mâna pe Scriptură, studiați-o, aprofundați-vă în Cuvântul lui Dumnezeu și hrăniți-vă cu Cuvântul lui Dumnezeu ca să vă puteți dezvolta și astfel să putem să fim creștini veritabili, chiar dacă de multe ori sunt omul, ce atâta teorie, ce atâta chestiune de genul acesta, dar rețineți bine, poate nu înțelegeți acum și poate vi se pare timp irosit. Nimic nu irosit cât te apropii de Scriptură, cât te apropii de Biblie, când citești, când te hrănești cu Cuvântul lui Dumnezeu, are un mare impact și un mare efect asupra vieții dumneatale spirituale. De aceea, nu ignora, fii atent și așteaptă cu nerăbdare ca să fii hrănit atunci când te apropii de Scriptură și cercetezi Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Amin.